Demotans pe scena Europa FM, live pe plajă și ce concert fain, ce experiență, cum a fost? Foarte tare, ca de obicei. Mi-a plăcut foarte mult, vreau să vă spun că publicul a cântat tot timpul. La un moment dat te-ai oprit și s-auzeau atât de bine, m-au impresionat sincer. Cum e pentru tine interacțiunea cu ei? Îți dai seama, de fiecare dată ca prima. Sper din tot sufletul că s-a auzit și pe post. Cumva sunet ambianța, publicul, oamenii, sper din tot sufletul că s-a auzit și ei. S-a auzit în mod cert. Sunt foarte curios să ne spui un pic cum a fost pentru tine perioada de pandemie. A fost pe chill. Am străduit să nu mă stresez și cam asta e tot. Ce puteam să fac altceva? Corect. Te-ai reglat, te-ai liniștit, să zicem așa. Apropo, proiecte noi, ai mai apucat să compui muzică în această perioadă? Perioada post-pandemică, cred că a fost cea care mi-a dat așa startul. În pandemie n-am făcut efectiv mai nimic. Pur și simplu am zis că dacă tot s-a întâmplat treaba asta, o să profit pur și simplu. Nici nu prea am simțit, dacă sincer, să fac intens muzică. Și la mine cum? Iubesc să fac lucrurile. Nimic forțat. Adică dacă n-am simțit-o, am lăsat-o în pace, pur și simplu. Am făcut orice alte activități. Și cumva cred că mi-a prins bine. În schimb, în perioada de după pandemie, a apărut așa o foame în interiorul meu să fac, să creez, să cânt. Și când s-a dat drumul și la concerte, a fost efectiv un boom din ăsta, o explozie. Nu pot să redau ce simt acum. De fiecare dată când urc pe scenă, cred că suntem cu toții, toată echipa, de 100.000 de ori mai recunoscători pentru ceea ce avem. Pentru ceea ce facem, pentru ceea ce trăim. Și se vede asta, apropo, atât din pasiunea băieților și modul în care putem să-i urmărim și în care cântă și performează, dar totodată și publicul care a fost o voce de mai multe ori. Un ultim mesaj pentru ascultătorii Europa FM. Vă mulțumim frumos pentru tot. Sunteți minunați. Damotans, live pe plajă.